Circa 150 de persoane, de la elevi și până la localnici, au participat joi 4 aprilie la o amplă acțiune de plantare în satul Cosmești din comuna Stolniceni-Prăjescu. Primăria a cumpărat 2000 de puieți care au fost plantați în mai multe zone în cadrul unui proiect în care administrația locală este parteneră. Voluntarii au pus copăcei la școala din Cosmești, la Moară, Fântânele, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, Joseni și pe malul Iazului. Scopul acestei activități a fost acela de a stimula implicarea activă a tuturor categoriilor de beneficiari din cadrul proiectului și s-a pus accentul pe educația ecologică în vederea respectării principiilor de dezvoltare durabilă. Dorim să dezvoltăm în rândul membrilor comunității capacitatea de a relaționa cu mediul, de a identifica problemele și de a enunța soluții de intervenție în vederea protejării mediului înconjurător. Părinții să-și învețe copiii să acționeze cu respect față de mediu, iar copiii să-și învețe părinții să iubească și să protejeze natura, a precizat Mariana Ursan, manager de proiect. Activitatea face parte din proiectul ACTIV, Acțiuni Comunitare pentru Toți, Incluziune pentru Viitor, care se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni în satele Stolniceni-Prăjescu și Cosmești din comuna Stolniceni. Este implementat de către Centrul Diecezan Caritas Iași în parteneriat cu Primăria Comunei Stolniceni-Prăjescu, Școala Gimnazială Cosmești și Asociația Gypsy Eye. Obiectivul principal îl constituie dezvoltarea și implementarea de măsuri integrate prin activități specifice reducerii riscului de sărăcie și excluziune socială.